Tragedie în județul Iași, acolo unde o elevă de doar 11 ani a murit imediat după ora de sport. Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean au început o anchetă, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Cauza decesului fetiței este edem pulmonar acut, au anunțat cei de la IML Iași. Vă avertizez că urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Tragedia a avut loc în comuna Ieșeană Butea, imediat după terminarea cursurilor. Fetița de 11 ani plecase de la școală spre casă, împreună cu câteva colege. De aici ele iau microbuzul. Locuiesc în partea cealaltă a satului și dintr-un moment ele discutau acolo, hai să mergem mai repede, dar nu avem timp, că la Miclăușeni merge microbuzul întâi la Miclăușeni, după aceea vine la noi. Și n-a apucat să spună fetița, hai să mergem mai repede, că a căzut din picioare. Acest eveniment s-a produs în vecinătatea școlii, așadar profesorii și directorul unității au sunat la 112. Totul s-a întâmplat după ora de sport, la care nici fetița, nici colegii ei nu ar fi făcut efort fizic, spune directoarea școlii. Doamna a discutat despre proba de evaluare care au dat-o săptămâna trecută. Și având 30 de copii în clasă, 31, până a discutat cu fiecare, a trecut ora și n-au făcut niciun fel de efort în timpul orei de sport. Directora școlii unde învăța fetița spune că aceasta nu era scutită medical și nu era în evidențele unității de învățământ ca având vreo problemă medicală. Primarul comunei știe altceva. Din ce am auzit, fetița a mai fost la medici, a mai fost la spitale. Nu știu exact ce fel de controle s-au efectuat. Cert este că într-o familie înstărită, oameni frumoși și oameni cuminți, un exemplar, aș spune, pentru comună. În urma controlelor efectuate de medicii legiști, a reieșit faptul că fata de 11 ani a murit din cauza unui edem pulmonar și a unei insuficiențe cardiorespiratorii acute.